Instituția prefectului Argeș face cunoscut următorul punct de vedere cu privire la schimbările propuse de către autoritățile locale în sistemul de sănătate argeșean. Președintele Consiliului Județean Argeș s-a grăbit să înlocuiască managerii, directori interimari încă din data de 18 mai 2020, fără să aibă un cadru legal în acest sens și fără a ține cont de performanța managerială. Managerii și directorii au fost numiți în funcții prin ordin al Ministrului Sănătății în timpul stării de urgență, ordinul fiind prelungit și în perioada stării de alertă pe 15 mai. Ei puteau fi înlocuiți abia în data de 20 mai, când a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea numărul 5 emisă de Parlamentul României, prin care autoritățile publice locale au preluat din nou atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în unitățile sanitare din subordine. Prin graba nejustificată, decizia Consiliului Județean Argeș a creat timp de câteva zile blocaje, neliniște și incertitudine în Spitalul Județean de Urgență Pitești. Atragem atenția că orice înlocuire trebuie să fie argumentată solid, în condițiile în care tocmai din cauza managementului defectuos s-au produs schimbările de manageri și directori de la bun început. Amintim de focarele de infecție COVID de la Spitalul Județean de Urgență Pitești și de la Spitalul Municipal Câmpul Lung, un real pericol pentru sănătatea publică, care puteau fi evitate printr-un management eficient. Motivul suspendării respectivilor manageri din funcție în timpul stării de urgență de către Ministrul Sănătății a fost neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, iar reconfirmarea lor în funcție acum de către autoritățile locale reprezintă un demers periculos pentru sistemul de sănătate argeșean și pentru argeșeni. În replică, Consiliul Județean Argeș spune într-un alt comunicat că președintele Dan Manu a avut dreptate. Ministerul Sănătății a confirmat faptul că atribuțiile privind numirea de către președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a managerilor de spitale, începând cu data de 18 mai 2020, este perfect legală. Ministerul Sănătății a răspuns solicitării Consiliului Județean Argeș privind atribuțiile de numire a managerilor de spitale aflate în subordinea administrației județene. Din analiza actelor normative cu putere de lege, respectiv ordonanța de urgență a Guvernului numărul 70/2020 și legea numărul 55/2020, începând cu data de 18 mai 2020, Ministerul Sănătății nu mai deține atribuția de eliberare din funcția persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul unităților sanitare subordonate autorităților administrației publice locale, se precizează în răspunsul Ministerului Sănătății. Ca urmare a răspunsului primit de la Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Argeș va analiza oportunitatea sesizării organelor în drept cu privire la faptele săvârșite de cei în cauză, având în vedere că în perioada 18-21 mai nu au fost respectate actele legislative în vigoare. Vă reamintim faptul că în data de 18 mai 2020, președintele Dan Manu, în baza legii numărul 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a emis dispozițiile de numire în funcții de conducere la nivelul spitalelor cu aplicabilitate din aceeași zi, contestate și discutate de cei în cauză.